Okay. Avem nevoie de cea mai frumoasă doamnă din această seară. Doamna Luisa, dumneavoastră sunteți? Da, mă chinte eu. Cum mă chinte, da, da, eu. Noi suntem de la compania Flori cu Surprize și am venit să vă aducem surprize, bucurie, casa dumneavoastră. Și eu vă doresc ca, nu doar în această zi să fie plin de surprize, dar în toate zilele care să fie, dar plin de surprize. Și în primul rând vreau să vă mân acest buchet de trandafiri, sunt prietenul dumneavoastră. Mulțumesc! Aici aveți un coș cu fructe, căci aveți nevoie de vitamine, să vă mențineți tot așa frumoase cum sunteți acum. Șampanie pentru masă de sărbătoare, ca să surprinzi în cinste sărbătoare dumneavoastră. Așa? Laurentiu! Și aici mai aveți un cutie cu ciocolate, ca să vă ducească viața dumneavoastră frumoase. Așa? Măcar am, până am fost la Marta, măcar și dulci, poate vă am doi. Dar spuneți-mi dumneavoastră, din partea cui crezi că poate să vină aceste surprize? Din partea copiilor, a fetelor, a surorilor, toate. La dânsul, noi suntem tare uniți și tare... Așa, bine, uitați că aveți și un mesaj de felicitare pentru dumneavoastră, care m-a rugat să-l recit și cred că prin cuvintele spuse o să și înțelegeți din partea cui poate să vină această surpriză. Dragă noastră surioară, iubite, scumpă și repetabilă, feminină, tândră și distinsă, astăzi e o zi specială pentru noi toți, dar în exclusivitate pentru tine. E ziua ta, e frumoasa ta aniversare și e mai mult decât frumoasă, e divină, pentru că înșiși, îngerii ce te au coborât astăzi din cer, să-ți fredoneze cele 60 de melodii ale tinereții, fără bătrânețe. Și tot ei îți pun la picioare 60 de buchete din florile cele mai alese ale raiului pământesc și ți-aduc în dar 60 de gânduri bune din mare depărtare, acolo unde ne aflăm noi, cele care te iubim, te apreciem și ne închinăm în fața acestei onorabile vârste la care ai ajuns. La mulți anișori, dragă noastră, cu multă simpatie de la surorile Tatiana, Nina și nepoțica Ruslana. Te iubim și te îmbrățișăm cu mult dor. Bravo! La mulți ani! Bravo! Mulțumesc la tot foarte mult. În sala asta care a venit și m-a susținut, le mulțumesc foarte mult. Dacă aveți dumneavoastră, le transmiteți un mic mesaj, un semn de mulțumire pentru astfel de surprize. La surorile mele tăte, la copiii mei tăți, și la toți care au venit în seara asta la masă, le mulțumesc foarte mult. Îți doresc sănătate și fericire și să mai vii să mai bat bunica din când în când. Așa. Mulțumesc foarte mult. Hai, ce spuneți? Poate cântăm la mulți ani, doamne Luisa, ce spuneți voi? Da, da. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani, la Iunie se trăiască. La nepoțele încolo în pasie. Dacă și sănătate. Da, și eu doresc mulți ani. Mulțumesc. Fără de limon. Mulțumesc. Dacă generile vitale, tot ține. Hai, scoate! Este cel mai iubit generii. Dar pui cum? La mintăți sus. La mamă, mamă, din partea noastră, îți dorim mult, mult sănătate. Și stimată și iubită de copchiți de nepoți. Mulțumim, Vitali, sănătoși voi. Am la anul la 61, l-am tot așa. Da, mă, da, da, mă, s-o întuit, gata. Nu, no, păi aici e și bun. Sorul Sfinte, sora Nina, trebuie să-i sănătate. Din partea lui sora Nina, săracaș, din partea lui sora Tania, din partea lui sora Valentina, din partea lui cei din străinătate, îți doresc mult sănătate și fericire și răbdare, să. Asta e cea mai bună. Mulțumesc la tăți. Și sănătoșco. Tu ca sora cei mai mari, da. Puteți-ni grămadă, să-ți dăruiască Domnul. Încă nu. Ia ca așa. Mulțumesc. Mulțumim. Și la regisori care au venit să-mi facă pe un cadru de cei de străinătate. Cinevată. Mămică, îți doresc din partea surorilor noastre, care nu-ți plângă noi, mult sănătate, îți dorim fericire. Și tot așa frumoasă, tot viața mă tale. Dar numai decât să nu bolești
și sănătoasă. Și mulți, mulți ani înainte. La tăți care nu-ți primă, la tot mulți sănătate și la mâine. Vă stimați și au venit să ne trați în seamă. Și la toată lumea care a venit, tot vă mulțumesc când ați trat în seamă. Și mulți sănătate. Cheamă cu Mariana. Mulțumesc. Mulți ani înainte. Sunt străiți. Îmi crește inima când văd că-mi ștergi lacrima, când văd că-mi ștergi lacrima. Eu când simt greu sufletul în mine, surioară vin la tine. Și îmi crește inima când văd că-mi ștergi lacrima, când văd că-mi ștergi lacrima. Surioara mea, viața și speranța mea. Nimeni nu se poate cu tine compara, pentru că ești sora mea. Surioara mea, surioara mea, tu ești viața și speranța mea. Nimeni nu se poate cu tine compara.